you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine. Salut! Numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică și să vedem la ce ar trebui să fim foarte atenți în perioada următoare la Bitcoin, aș vrea să vă mulțumesc pentru că mă urmăriți zi de zi, sunteți lângă mine și sunteți minunați. Mulțumesc! Bun, haideți să începem și ne uităm pe BLX, ne uităm pe Weekly și am activat Moving Average 50 și Moving Average 200, adică Moving Average 200 linia roșie și Moving Average 50 linia galbenă. Da? Pe Weekly vă spuneam că urmează un dead cross. Niciodată în istorie nu s-a întâmplat să avem un dead cross. Totodată vă spuneam că probabilitatea este foarte mare să fie un fake. Da? Chiar dacă avem un dead cross și ne așteptăm sau știm că atunci când avem un dead cross prețul ar trebui să scadă, da? Eu vă spuneam că corecția a fost aici, iar cu cât se apropie dead cross-ul, sunt șansele foarte mari să fie fake și să vrea să urce. Bun? În momentul de față, fix lucrul acesta l-a făcut. Bun? Haideți să dezactivăm. Lăsăm și să activăm Gaussian Channel. De ce? Ne uităm pe Gaussian Channel și vedem unde avem o rezistență foarte puternică. Mai exact 28.421. 28.421, din punctul meu de vedere, este o rezistență unde sunt șanse foarte mari ca prețul de aici o să se întoarcă. Da? Și o să vă spun și de ce. Observați că ne apropiem, dar o să rupem Moving Average 200 și ne oprim în axa canalului și de aici ne întoarcem înapoi la Moving Average 200, mai exact la 25.358. Țineți minte 25.358. O să vă arăt exact ce o să fie acolo. Da? Bun. Haideți să mergem pe un time frame mai mic, pe 5 zile, și o să vedem ce am făcut. Practic am testat Gaussian Channel, ba chiar am vrea să-l și rupem momentan. Da? Dar încă nu s-a mai avem 3 zile până să închide lumânare. Eu cred că o să meargă, o să testeze și o să întoarcă înapoi să ia suport Gaussian Channel în perioada următoare. Dar o să mai dureze un pic. Haideți să mergem pe 3 zile. Pe 3 zile se pare că am rupt, ne-am întors, am luat suport Moving Average 50 și se pare că vrea mai sus. Are unde să urce. Da? Pe daily arată foarte bine. Pe daily a coborât fix la Moving Average 200, a fost respins și a urcat înapoi. Bun, haideți acum să le ștergem și una și alta și să mergem aici. Mergem pe 4 ore și vedem la ce ar trebui să ne așteptăm. Din punctul meu de vedere, da, chiar dacă se oprește la 27.600, chiar dacă urcă până la 28.600, da, pentru că aici avem o rezistență foarte puternică, el trebuie să aibă un pullback mai devreme sau mai târziu, fix, până la 25.200-300. De ce? Mai țineți minte că 25.300 era Moving Average 200 suport sau la rupt și trebuie să vină să-l testeze. Totodată, 25.200 am avut rezistență. Rezistență, aici am avut două secunde, un fake, da? L-a rupt și acum ar trebui să vină să-l ia suport. Da? Eu cred că mai devreme sau mai târziu prețul o să se întoarcă să ia suport 25.000 înainte să meargă spre 28 sau poate chiar 29 sau poate chiar 32. De ce? Pentru că rezistența de la 30.000 este o rezistență critică, foarte puternică. Probabilitatea să o rupă este 1% sau 5%, dar poate în schimb să meargă, să urce chiar până la 30.000 și tot în aceeași zi sau săptămână să se întoarcă înapoi spre 25.000. Da? Adică să facă un fake. Tot ce este peste 29.000 poți să facă un fake. Din punctul meu de vedere, la fel ca și aici. Da? Să urce și să coboare.
O să vedem dacă lucrul ăsta o să întâmple. Eu momentan sunt short pentru că cred că mai devreme sau mai târziu trebuie să aibă un pullback. Da. Și indiferent dacă coboară acum sau mai urcă, este fix același lucru, da, pentru mine. Pentru că am o strategie care mă ajută să fiu profitabil, indiferent ce face prețul. Asta e strategia pe care o să o învățați dacă intrați pe site-ul școala-de-trading-crypto.ro și luați unul dintre cursuri. Da? De ce? Pentru că scopul, da, este să nu mai pierdem. Da? Știu că foarte mulți vă doriți să vă îmbogățiți peste noapte. Eu personal prefer să fiu constant, profitabil în fiecare zi, da, sau de fiecare dată, decât să încerc să mă îmbogățesc peste noapte. Bun. La fel, cine își dorește să învețe să fie constant profitabil, vă aștept cu drag pe canal. Bun, în principiu cam atât. Vreau să vă doresc o zi minunată, baftă și doamnește!